Salutare, prieteni, și bun găsit pe canalul meu YouTube, GPSCar. Eu sunt Igor. Și desigur că mergem la pescuit. Astăzi, băieți, suntem pe drum. Ne apropiem de bătrânul Nistru. Eu vă doresc vouă vizionare plăcut. Fiți cu ochii pe noi. Crede că de fiecare dată ne așteaptă momente interesante, momente frumoase. Mergem înainte la bătrân. Uitați-vă și întâlnesc prietenii cu noi. Azi pozam o boierească pe malul râului bătrânului Nistru. Și ca de obicei domnul Balan care ne adună pe toți. Iar domnul Balan. Care ne adună pe toți, grămadă. Nu, dar dacă cum altfel? Și nu e așa? Așa e. Așa e. Păi, cu Doamne ajută. Și le spunem bine am găsit sănătoși. Și dorim bine ați venit, să sperăm că odihnă. Pe nota 10. 5, da. Dar sigur, ferește. Așa căsuța, am pus dormitoarele și ne pregătim câte puțin, deja de culcare, nu știu. Mai vedem, am o să mai mâncăm câte o cringă de hărbuz și ne vedem mâine dimineață. Am ajuns cu bine la Nistru, am dat ceva mâncare la pești și acum jos ne apucăm de făcut monturi până ne culcăm. Și mâine dimineață o să pornim la treabă. Am pus un șaun de porumb la piert. Îl pregătim pentru mâine dimineață ca să avem ceva hrană a dat pentru toată ziua. În timp ce fierbe porumbul, o să mai facem niște forfacuri, să le punem în... avem niște dip, niște soluții speciale care le punem să dăie mirosul. Ne stăruim la maxim ca să aducem mâine să avem la salteau ceva capturi frumoase. Nu timpul să ne pregătim. Pregătim senzorii, așa. Ne pregătim și am ușa ne apucăm de... Ne văzut ce facem la sete, monturile. Așa. Asta este prima montură, care o să o dăm la ten. Iată, uitați, da? O să facem și o montură la niște porumb fiert care o să îi dăm chiar și hrană. O să-i punem 3 boabe de porumb. Așa. Iată, le avem în fața noastră pe toate. Avem 4 monturi. Toate 4 diverse. Și haideți să încercăm să vedem care la care o să fie. Așteptăm un ten sau un carp, vedem. Puțin ne încurcă ploița, dar ploița întotdeauna e bine venit la pescuit, fiindcă după ploiță, băieți, o să fie și peștele, mă gândesc eu. Haideți să le... Cred că o să le ducem cu bărcuța din cauza că să le aranjăm chiar în locul potrivit, unde să-i dăm și mâncare, să-i dăm tot. Le dăm start, da, băieți? Deci, prieteni, am putut să le plantăm cu barca. Prieteni, uitați-vă ce frumusață. Am nimerit într-o zi cu ploiță.
E o vreme frumoasă, e o vreme interesantă. E dificil lecut când tot e ud. Deci așteptăm să oprească puțin ploița. Suntem în căsuță și ne odihnim. Deci, iată cam în felul următor. Așteptăm trăsătura. Iată așa nistru curge la vale. Frumos, foarte tare. Da, Mihaiu? Dă un salut la prieteni. Bravo! Așa, iată și lagărul nostru. Băieții se ocupă. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, iau și emoția aibă, Muleanu, wow! Unii pe treabă, Muleanu, tata! Frumos! Lasă-o cu o studială, mai tine și ești de la... N-apălăi după. Ce zici, frate? M-am întors ca crocodilul ăsta. Mai să-mi n-al bat de pământ, Eu am stris. Eu am stris. Так, și haiduși, ce spuneți voi? Vă place la râu? Da. Bravo. Mă zic, faci. Joric, da... Tarsi, el să șetească. Da, usturoiul este? Da. Da, auzi, frățin, da, nu faci, da, o curție, da, faci. Ăștia sunt haiduși de pe Nistru. S-au întâlnit în crugul cazanului. Și se încălzesc la frumușor. Și totodată se face o fripturică ce-i băierească. Deci iată, prieteni, uitați-vă, au venit un trofeu la mal frumos, dorit și mult așteptat. Am muncit foarte mult pentru dâns cazvie la Salteaua. Eu cu Băniușa. Ne-am stăruit să-l hrănim cu ce știm noi, ca să avem așa rezultate. Asta nu e unicul. Da, noi așteptăm alții. Pe parcurs ați vedeți. Bravo, băieți. Bravo, și ce ori puneți. Dați-o leac de apă, mă. Da, mă. De apă este aici. Da, mai dat, nu-i mult apă. Deci, băieți, suntem... Într-a doua zi de pescuit, după ce am hrănit locul mai bine, cred că a doua zi, a început și la noi activitatea, adică a început să margă peștele. Brătanul a scos doi astăzi, doi teni, doi amuri, și la mine lanseta cât pe ce nu o sărit de pe stativ și a rupt firul, a plecat. Dar nu ne pierdem speranța, fiindcă o să fie altul, ne pregătim din nou. Cu momeli noi, cu... Tot ce trebuie. Cu tot ce trebuie, da. Mergem în continuare. Lansăm, scoatem, controlăm, punem, schimbăm. Mereu în activitate. Mereu în activitate, da. Astăzi avem puțin vântișor. Dar... În rest, atât e bine. Super, odihnă la maxim. Ei, Șana, domnul Igor, să... Vreau să fac un desert așa. Așa. Un desert pentru monștrii ăștia. Un deliciu care noi nu l-am mai fost, da? La partida asta. Ceva... La partida asta, da, nu l-am încercat, dar l-am umflat 24 de ori și am mai să-l fierbim. Și la se adăugăm niște zahăr. Și domn profesor, ce mutiți voi aici? Cireașa de pe tort. Cireașa de pe tort. O pun la murat. O punem la murat. Băieți, mai avem o leacă de plăcere. Domn Andrei, ce emoții ai? Pozitiv, doar pozitiv. Bă, dar eu am cărbiesc de două ori.
Oleac strige de fracțiune. Uitați-vă ce frumos ați. Asta orul pe cărlicul. Frumos, foarte frumos. Deci, prieteni, la tine e așa o strategie că trebuie cât mai des să le controlăm, cât mai des să le, că mai sunt agățături, mai sunt gunoaie, mai sunt crenguți pe apă. Și dacă ne merește cărligelul într-o agățătură, avem probleme. Nu avem agățătură precisă. Am făcut o montură nouă, uitați-vă cum arată montura. E următor. Și vă demonstrez cum arată și înalt. Așa, se vede băieți, da? De când ce facem o lansare? Andruha, vino cu a! Bravo! Cineva întrebă. Prietene, am venit un crăpuștean frumos la mal, la saltea, cu domnul Andrei. Mi-a fost un mare ajutor și l-am scos foarte, foarte frumos, nu l-am traumat. Și vreau să mai spun un secret, că datorită lui am folosit o montură care mi-a recomandat-o. Un pop-up, da, un pop-up interesant care uite a adus un crăpuștean frumos. Apropo, cei care nu credeau video de data trecută, care l-am pus pe Facebook, când toată lumea pe Nistru nu prinde nimic, eu am avut un secret, am avut un pop-up, cineva care să vadă video știe de ce vorbesc, e un pop-up care cu timpul noi poate să-l spunem. Dacă vă abonați la canalul GPS Car, ați facem noi loterie și la câțiva e 5 participați, să le spunem noi pop-up-ul care lucrează cel mai bine pe Nistru. Dar chiar le putem face și câte un cadou. Da, asta așa mă uite bine, câte un set de pop-up, da. Iată da, așa băieți. Felicitări. Băieții puternici întotdeauna au valoare, da? Și care, mă rog, este și carte, într-adevăr, ar trebui să știe a face și monturi, milimetri de la forfac, de la firul de păr, de la cac până la momeală. Uite, el mănâncă. Tot așa, dar mai este o chestie atunci când nu amestești
odihnă, plăcerea, relaxul cu pescuitul, atunci nici pești nu tragi. Foarte corect. Dacă la mesi tot ești lant, tot e frumos, atunci pești nu tragi. Eu cred așa. La urmă să vedeți toate rezultatele și cum ne-am distrat și cum am pescuit. O mânăcală. G-Pescar numărul 1. Îi dăm puțin apșoară, da? Da. Apșoară, vă las. Grame pentru aceste momente frumoase de astăzi. Natura e cu noi, prietenii sunt cu noi. Și am început ziua cu succes. Iată așa, la umbră ne chinuim câte o crinculiță de harbuz, câte 50 de grame. O să spuneți, domnul Andrei, cum la noi e atmosfera. Asta la Nistru e obligatoriu. Mai avem o trăsătură, băieți. Păi dacă e forță, păi forță. Un cărbușor mic. Dacă e forță, păi forță. Un cărbușor bun venit, așteptat. Emoțiile-s doar la pozitiv. Dar nu fac o mare zarvă, da? Nu, nu era dus de bani. E amor. Băieți, prima dată din experiența mea, delfinul sare în față. O să-mi dă-i la bot. Foarte frumos. O să-mi dă-i la bot. Asta dă dovadă ca noi să fim din ce în ce mai puternici. Deja era mincioc și o sărit de pe mine, din minciocul sărit. Băieți, eu sper că s-a văzut secvența. Eu sper tare. Foarte mult așteptat. Super. Păi da, e frumos, fraților. E foarte frumos. Băieți, uitați-vă cum lucrează și mama. Așa. Băieți, ca de obicei în orice drill, îl avem în fața noastră pe cel mai puternic pescar din grupul pescarilor de pe Nistru. Sunt gasterbiter. Așa. Și lucrați în sector calul. Profesional. Stați cu bată că suntem profesioniști. Păi cum ați 10. Domnul Andrei, poate un pas mai în spate. Așa, nu vreți? Păi nică. Păi eu mă tens cu mult toată pe părăbuși și taie ție în mâine. Dacă n-a gruzi. Ce nasul cruzi. Dă-te mai în spate. Băi, hai să-l duci mai la mal. Eu nu-l văd, acum nu-l văd. Eu nu-l văd, pur și simplu nu-l văd. Unde e? El e în dreapta mea. Ia, la val. Așa. Ține-o, că vine în dreapta mea. El e în cap. Jos. Crezi, eu să nu mă tipun. Nu mă tipun mie. N-al pot. Dar eu nu știu cum de s-o dat spui așa vorbă că mai s-ar poți lua. Nu poți să zici așa. Am avut la fund. Ca să înțelegeți corect, am avut doar o ratare când o sărit rechinul. Da. Și atât. El era supratar pe mine.
Dragi prieteni, după atâta activitate, atâta forță, mai este nevoie și de făcut ceva eliberări. Pentru că pe viitor să avem și prindi. Foarte corect. Deci generația noastră tânără, pe viitor, să aibă și prindi, noi trebuie să păstrăm fauna, nistru, să locrotim și noi facem eliberări. Peștii mici, nu vă fie jale, dați-le drum. Dați-le drum că ați venit la anul și în loc de cât are el aici, 3-4 kg, a să aibă 6 kg. Eu nu spun că nu luați pește, luați pește, dar eu, de exemplu, când îmi prind un pește doi, e logic, duc la familie, mâncăm chiar aici pe loc cu colegii, mâncăm un pește prăjit, facem o zamă de pește, mă rog. Dar eu nu ezit și să-i eliberez. Ca de obicei, cum ați văzut prin videourile noastre sau la domnul Igor, avem aici așa un exemplar care mai numai și l-am scos-al. E un amur de vreo 3-4 kg și generația nouă, ați vă dă un exemplu. Cum se eliberează un amur? Hai, băieți. Ajută, că știi cum să au emoții, băieții. Trebuie să-l dau mai jos. E foarte bine că el e viu, e foarte viu, băieți. Așa, așa, bravo, Mihai. Așa. A pleacă micioc. Apcăl de căpșor. Așa, bravo. Iată, băieți, nu credeți că chiar e frumos, e un peștișor care, credeți-mă că mulți pescari îl iau acasă, dar noi am hotărât să-i facem o eliberare frumoasă. Cristian, dă un salut pentru Italia. Ciao. Ai, bravo. Amor, pui frumușul jos, Mihaișu. E rachetică la noi. Bravo, să-i batem din palme. Pe viitor voi să-i prindeți. Bravi. Trăiască generația nouă, băieți, că este viitorul nostru. Himare. Să avem un drill. Domn Andrei! Deci, prietenii, am mai venit un crăpăștean frumos, are o culoare extraordinar de frumoasă și ne facem o eliberare din cauza că el trebuie să crească, prietenii. Ia, uite, așa. Trebuie să facem eliberări ca să avem ca să avem planul ce să pescuim. Peștișorul care a fost eliberat, iată, s-a prins la așa tip de montură, un porumb flotant de silicon. Deci montura care o folosesc eu de obicei, o montură clasică, a lucrat foarte bine. Putem să dăm unul mai măricel, poate tăticul, poate bunielul. Super. Băieți, bombă! Băieți, nota 10! Iată așa, prieteni. În spisară facem o mâncărică cu prietenii. Iată așa, cam poveste. Alături de bătrân. Și el ne bucură cu vreme liniștit și frumoasă. Și cu capturi tot frumoasă. Clar că nu chiar la toți. Așa. Așa, un apus de soare. Frumos.
Dar știi că de multe ori el poate să facă numai piu, piu și să dezmar. Ori vine leacă înapoi, ori ieșe de pe loc. Băiețul leacă de tensiune. Asta mă gruzcu. Să nu te pălească la mână să-l rupă, știi? N-am mort de grosel. Super, ok. Băieți, bună dimineața! La bătrânul nostru cu cafeluță. Cu cafeluță și cu o dispoziție bună. Suntem obosâți ca după sală. Așa. Iată, prietenii, aici se pregătește plășințica. După cafeluță, eu cred că să margă o plășințică. Și poate porni și peștele. Așa, bludul nu dispare din bucătăria noastră, da? Sunt un clas. Așa. E tradiție. Tradiția noastră, băieți, la pescuit. Băieții mă întreabă. Iar ne-am făcut observații, că n-am văzut plășinte să faceți. Lăcați și mâini, răbdați, când vă zic, nu putem să facem. Deci, prieteni, după cum vedeți, s-au făcut câteva plăcințele și am ușor să ne așezăm cu plăcinte la o plăcință fierbinte. Ca să înțelegeți, la noi asta e a 3 sau a 4, da? Da. Ne odihnim la maxim, adem și trăsătură. E el! Da! Sănătate! Ura!
Deci, dragi prieteni, asta e o artă extraordinară. Iată, priviți și frumusață. Și la toată frumusața asta, credeți-mă că este nevoie de experiență, de răbdare, de dispoziție bună. Fiindcă dacă mergi cu niște pescari profesioniști la pescuit și niște pescari care înțeleg și gluma, înțeleg tot, prieteni, eu vă asigur că iată așa rezultate avem. Jos pălăria pentru toți pescarii care au participat la această partidă de pescuit frumoasă și le dorim toate bune și întotdeauna să aibă firul întins. Dar la pescarii care stau acasă și dorm și nu mă comentează, numai Domnul poate să le dorească, nu știu. Asta e situația. Somn ușor. Somn ușor, da. Somn dulce. Și noi avem somn ușor, dar doar după ora 2 de noapte avem un somn ușor de 3-4 ore și de la ora 5:30 iarăși muncă. Dragi prieteni, am venit deja timpul, după cum vedeți, am început să ne strângem. Am avut un pescuit foarte activ, odihnă la maxim, ne-am distrat, am mai învățat unul din alt ceva. Noi trebuie să plecăm, păreri de rău, colegii mai rămân puțin, dar asta e, noi trebuie să mergem și avem și o treabă. Strângem tot ce avem, lăsăm curat din urmă și rog și voi să aveți grijă la natură, să păsați curățenia, pentru că asta ne-a mai rămas. Dragi prieteni, am ajuns în finalul partidei de pescuit, partidul oportunitate la maxim. Odihna tot așa la maxim a fost. Prieteni adevărați, care au pescuit. Am avut o partidă de nota 10, a fost și capturi, a fost interesant. Mulțumim la toți prieteni, ne-am odihnit. Nestorul ne-a bucurat cu rezultate frumoase. Pescarii cine bravo care învață începători, învață ceva lucruri interesante, bune. Dar prieteni, aveți grijă, fiindcă factorul de bază la pescuit nu poate să fiți pierzi, dar trebuie să mai grijă de natură, trebuie să mai grijă de curățenie, să avem grijă de bătrânul nostru, fiindcă el întotdeauna ne adună grămajoară pe toți, la o masă frumoasă, oricum, pescari, profesioniști și bravi. Aveți grijă de natură și păstrați curățenia. Așa, băieți, educația, cred că natura nu are de ea. Fiindcă întotdeauna când venim la pescuit și găsim un loc curat și bine amenajat, întotdeauna primim plăcere. Dacă ați găsim așa locuri, trebuie să le păstrăm tot noi. Noi vă dorim succes și ne întâlnim, cred că, la următoarea partidă de pescuit. De grabă. Salutări! Salutări!